Bună dimineața, stimați prieteni! Suntem la, de nou la o emisiune în live. Vă salut, așa cum am convenit, săptămânal. Trei subiecte importante în opinia mea săptămânale, după care răspund la întrebări. Văd că deja câteva întrebări au venit din partea dumneavoastră și, ca de obicei, ne stăvim destul de succint, 30 de minute, nu mai mult, pentru că cine poate să vorbească mai scurt, mai succint, eu cred că aceasta este mai bine. Cei care vorbesc câteva ori în șir, în live-uri, mi se pare că este prea mult. Deci, cum am spus, tema care va persista în toate live-urile parcursul următoarelor săptămâni sunt alegerile prezidențiale. Deci eu o să abordez astăzi trei subiecte care, în principiu, sunt din același context. Alegerile prezidențiale, referendumul, integrarea europeană și propaganda care, în sensul direct, propaganda care merge acum masiv peste tot. Și trei, am avut multe întrebări de referitor la LGBT, după ce am fost citat la poliție, deci consider oportun să vin și cu unele comentarii pe acest subiect și după care răspund la întrebările dumneavoastră. Deci începem cu alegerile prezidențiale, suntem exact la o săptămână, peste o săptămână, exact peste 7 zile, se va da startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din acest an. Știți că avem înregistrați doi candidați, de fapt doi care sunt în topul preferințelor, liderii acestor campanii electorale din partea guvernării, doamna actuală președintă, și din partea opoziției, evident cu șanse de a merge în turul 2, este domnul Stoianoglu, pe care noi l-am susținut, și un candidat apartinic, care primul a colectat semnăturile și a fost primul înregistrat și va fi primul în buletinul de vot pentru alegerile din 20 septembrie. Mai avem încă o săptămână, eu vreau să încurajez pe toți ceilalți candidați din partea altor partide de opoziție sau candidați independenți care vor să participe în această campanie electorală și care sunt pe ultima 100 de metri de colectare a semnăturilor. Vreau să vin cu un mesaj către guvernare. Eu consider că toți candidații care vor colecta semnăturile trebuie să fie înregistrați. Noi, Partidul Socialiștilor, vom condamna și condamnăm orice încercare de a bloca dreptul oricărui candidat care a colectat semnăturile de a participa la această campanie electorală. Eu înțeleg că guvernarea se teme, eu înțeleg că guvernarea are frică și are anumite scenarii în acest sens, dar noi încurajăm, repet, și susținem participarea tuturor în această campanie electorală, tuturor care vor colecta semnăturile. Cred că cei care merg independenți au înțeles că nu e atât de simplu să colectezi semnături. Este foarte important că n-ai o echipă puternică în spate. Și mulți care spuneau de ce Stoianoglu a mers cu suportul socialiștilor, inclusiv unii independenți, lasă vadă acum cum colectează ei semnături. Noi, socialiști, având cea mai puternică infrastructură partinică, am dat dovadă că suntem foarte eficienți și la acest capitol. Pe de altă parte, da, opoziția, cred că în următoarele zile vor finaliza și vor fi mai mulți candidați care vor veni la cec cu lista semnăturilor. Noi, încă o dată, încurajăm să fie înregistrați. Dar, pe de altă parte, vedem că unii deja fac campanie și aici, în primul rând, mă refer la actuala guvernare. Pelerinajul zilnic a oficialităților din Uniunea Europeană continuă în Republica Moldova. Acesta este o încălcare a standardelor, inclusiv europene, de implicare a factorului extern în campanie electorală. Repet, sunt norme, unele scrise, unele nescrise, cutume, când nu se permite implicarea în campanie electorală în susținerea unui candidat. Tot ceea ce se întâmplă în aceste zile, cu străzi blocate, nu mai vorbesc despre milioanele cheltuite, aceasta este încălcarea standardelor europene în susținerea unui candidat. Evident că partenerii noștri europeni vor închide ochii la acest lucru, în speranța că aceste vizite masive în ultimele săptămâni și săptămâna viitoare, 60 de delegații, cu 3 zile înainte din începerea campaniei electorale, vin la Chișinău. Pur și simplu, prost atac vin. Pur și simplu, nu s-o susținut mai sunt. Păi că dacă oricare alt candidat făcea așa ceva, el avea să fie exclus și neregistrat în campanie electorală. Vedem că actuala guvernare își permite să încalce altfel legislații. Trezind, apropo, nemulțumirea și nedumerirea din partea cetățenilor. Eu ieri am venit de la sud, că am fost în Taraclie,
băut niște întrevederi și eu când am intrat în Chișinău din partea botanicii, atâta poliție pe drumuri și drumuri blocate și asta au văzut-o și au simțit-o toți, absolut toți. Eu cred că Maia Sandu pierde la capitolul încredere populației datorită acestor încălcări flagrante la startul campaniei electorale. Pe de altă parte, vedem că din nou plimbări cu câinii, tot felul de acțiuni de PR, în stilul democraților, în stilul, să-l pomenim de bine, pe Sergiu Sârbu, când ba era pe cal, ba era pe măgar, ba era cu sapă, ba era pe tractor. Mai s-a chiar la asta ați ajuns. Noi am fost oponenți politici, concurenți electorale, 2016 și 2020, dar aici chiar se trece limitele PR-ului. Asta înseamnă doar un singur lucru. Asta înseamnă frică. Asta înseamnă disperare. Asta înseamnă că nu merge așa cum credeți că va merge. Noi v-am spus despre acest lucru. Noi asta aceste legeri le veți pierde, dacă ele vor fi corecte. Dar noi vom face tot posibil să fie corecte. De ce? Nu faceți lucrurile astea, vă dați de râs. Ba cu câinile, ba cu vâsla, ba cu furca, ba cu pahar de gin, ba cu pahar de chifir. Poate ajunge. Coborâți pământ și începeți să lucrați pentru oameni. Deci, încă o dată, la capitolul alegeri prezidențiale, mi-a rămas o săptămână. Noi, cu candidatul pe care îl susținem, avem în fiecare zi multiple întrevederi cu activul, nu le facem publici, cu activul, și pe data de 20 septembrie dăm startul, exact peste o săptămână, și începem campania electorală zi de zi. Ea va fi foarte scurtă, doar 30 zile, în care candidații trebuie să ajungă la fiecare cetățean, la fiecare legător. Apropo, în legătură cu alegerile prezidențiale, vreau să mă adresez la trei categorii de cetățeni. Prima categorie care a votat împotriva Maia Sandu 4 ani în urmă, eu cred că dumneavoastră la aceste alegeri veți vota împotriva Maia Sandu. Eu vă amintesc că 4 ani în urmă, în interiorul țării, fără diaspora, în țară, a votat aproape 50% de alegători împotriva Maia Sandu. În primul tur, 4 ani în urmă, 36% votat împotriva Maia Sandu, 32% votat pentru Maia Sandu. Da, a fost și diaspora care au inversat puțin lucrurile. De aceea, eu sper și sunt convins că cei care au votat împotriva vor vota la fel împotriva. A doua categorie de stimați concetățeni care ați votat nu pentru Maia Sandu, dar împotriva lui Dodon. De fapt, voi ați fost acei care ați decis balanța în favoarea Maia Sandu 4 ani în urmă. Eu cred că voi vă simțiți mințiți. Diferite categorii care au crezut pensionari în pensii și au fost mințiți. Și acum vedem cum se jonglează cu cifre care nu au nimic cu realitatea. Agricultorii care, apropo, acum protestați, care ați votat împotriva lui Dodon 4 ani în urmă, ați fost mințiți. Cei care vindeți în piață și s-au introdus aparate de casă, alaltă ieri mergeam spre soacră mea la Mălvata Veche și m-am oprit în Ustea și am vorbit cu o doamnă care vindea hărbuș, care a votat satul acela pentru Maia Sandu și spune, niciodată nu vă vota, uite cum și-o bătut joc din noi. Păi că această categorie care ați votat atunci, nu pentru Maia Sandu, dar împotriva mea, eu cred că dumneavoastră ați înțeles lecția și nu o să mai faceți acele greșeli. Și acum mai este treia categorie care au votat pentru Maia Sandu, ideologic, și sunt gata să voteze și acum. Pe voi tot vă mințește Maia Sandu. Atunci când vorbește de integrare europeană și merge cu drapelul Uniunii Europene, dar implementează în Republica Moldova un stat dictatorial, atunci când vă mințește cu referendumul, care nu are niciun sens la această etapă, dumneavoastră toți sunteți mințiți. Eu înțeleg că mulți dintre ei vor vota acum pentru UE și consideră doar Maia Sandu. Nu are Maia Sandu absolut nimic cu UE. Deci, pentru această categorie, noi o să avem discuții, apropo, pe aceste trei categorii următoarele 4 săptămâni, o să venim cu mesaje, cu cifre, cu detalii pentru toți. Eu sper că dumneavoastră veți vedea și alți candidați care corespund ideologiei sau standardelor ideologice sau viziunilor ideologice ale dumneavoastră. Asta ce ține de primul subiect, a doilea, integrare europeană. În primul rând, niciun fel de ideologie nu poate fi pusă la nivel de ideologie de stat. Asta e scris în Constituție.
PAS și Maia Sandu încearcă să implementeze integrarea europeană la nivel de ideologie de stat. Și ce este o greșeală? Da, noi avem aspirații diferite. Pro-UE, pro-Moldova, pro-Est. Dar nicio ideologie de acest tip nu poate fi inclusă la nivel de ideologie de stat. Bine, noi acum nu suntem să-i oprim pe ei, să pornim pe drumul lor și merg înainte. Dar moldovenii, e ca și cei care sunteți pentru UE, voi ați mai văzut vreodată atâta propagandă? Este ca și utiuga. Merge mașină peste fiecare minută UE, UE, UE. În școli, ambasadori UE în școli, care sperie copiii că dacă nu o să voteze părinți, atunci ce o să fie? Afară cu așa profesori, afară cu așa ministru, afară cu așa președinte care permite așa ceva. Nu se permite așa lucru. Publicitate în toate magazinele, intrat de fiecare strigă că numai integrarea UE. Voi înțelegeți că deja greața apare de la acest lucru. Eu las într-o parte câți bani se cheltuie pe asta. Eu știu cât costă o minută la radio, campanie electorală, cât costă o minută la televizor. 10 de milioane de lei cheltuiți pentru această campanie pro-Maia din surse bugetare și din surse externe, contrar prevederilor codului electoral. Dar, repet, toată propaganda voastră provoacă sentimente deja de vomă. Lumea s-a săturat de așa ceva. Puteți să o faceți mai delicat, mai subtil, dar nu așa cum o faceți voi. Repet poziția noastră la referendum care nu s-a schimbat și nu se va schimba. Noi considerăm acest referendum nu are absolut nimic cu viziunile geopolitice, ideologice ale moldovenilor care vor în UE. Acesta este un instrument de șmecherie Maia Sandu pentru alegeri prezidențiale. De ce noi chemăm lumea să nu participe în această șmecherie Maia Sandu? Ați venit la secția de vot, nu luați buletinul. Nu o să vă impună absolut nimeni. Ați luat buletinul de vot cu președintele țării, ați votat președintele care dumneavoastră considerați oportun, ați cu referendumul, e ca așa mare, că e scris acolo, nici nu poți citești ce scris acolo. E ca așa invertit tot. Lasă Maia Sandu să votez singur. Nu participați în acest lucru. Am auzit că unii vor participe împotrivă. Nu a fost straniu că partidele pe care Maia Sandu le consideră criminale, nu eu, Maia Sandu, al ușor, sunt înregistrate pentru referendum. De ce? Pentru că să asigure quorum. Mai să nu înțelege că lumea cel mai probabil nu va participa și înregistrează partidele ușor în campania pentru referendum, pentru că aceia să aducă lumea, să voteze împotrivă, să asigure minimul 33% de prezență. Poți înțeles la ce au zis Maia Sandu? Eu mă refer la cei care sunt pentru Uniunea Europeană, care sunt sinceri pentru valori europene. Normal așa, da? Îl numești bandit, dar de ce când îți trebuie ție pentru quorum, îl înregistrezi, și dai voie să facă propagandă în țară, împotriva Uniunii Europene, să aducă oamenii la vot. Deci asta e fața adevărată a Maia Sandu, așa numite pro-europene. Deci poziția noastră mâine ne-a schimbat, noi suntem împotriva acestui referendum, nu împotriva integrării sau împotriva Uniunii Europene, nu considerăm că este o șmecherie și nu trebuie să participăm în ea. Și ultimul subiect foarte subțint, și apoi trecem, văd că foarte multe întrebări au venit, inclusiv unele se repetă la ceea ce am vorbit până acum. Agitația cu LGBT, gay, lesbieni și așa mai departe. Haideți să fie foarte clar poziția noastră. Noi tot timpul am spus că noi suntem împotriva ca să se facă propagandă, promovare acestor lucruri în școlile și grădinițele din Republica Moldova. Și noi poziția noastră nu ne vom schimba. Pentru aceasta am fost citați la poliție. Am citația, pot să o public. Pentru dosar penal și dosar contravențional din partea lui ăștia care sunt cei mai mari, am vrut să spun un lucru, mari P, 3 puncte avem nădejde în Republica Moldova. Lasă-mă de iar în judecată, nicio problemă. Dar ce se întâmplă mai departe? Fiți foarte atenți. Mă cheamă la poliție, eu mă duc, păi ce vreți la mine? Ia ca s-o jăluit pe voi, i-ați numit așa. Ia să numit așa, spun că majoritatea populației, dar noi nu avem niciun studiu că majoritatea populației sunt împotriva noastră, scrie ăștia, nu? Drugii ăștia sau spădrugi, n-ai pe știți. Și sunteți voi treaba voastră acasă la voi, dar nu scoateți în drum.
și încercați să ne băgați în școli și în grădiniță. Nu m-am postat eu lucrul ăsta, că am fost chemat, ați văzut, începutul gălăgii. Trebuie să fiu azi la poliție la ora 15. Mă sună polițistul, vă rog, nu veniți. Nu veniți, că deja nu contează. S-a ridicat scandal și Maia Sandu s-a speriat că se discute tema asta publică. Ei trebuie să discute despre Maia Sandu și câinele cel cu tricioare. Sau cum se prindă prin pădure, la Condreță, care cândva nu a făcut acolo regulă. Dar ei nu trebuie să discute despre faptul că se vrea implementarea acestui LGBT în societatea moldovenească. Pe că vreau să vă spun, la insistența partenerilor europeni, imediat după alegeri, o să fie incluse cote pentru LGBT în instituțiile de stat. Să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Cote. Dacă la polițiștia spui cât trebuie să fie cote de ăștia. E vreo omul să implementez, dar știm că o să afecteze alegerile. Încă o dată, să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat dacă o lăsați cu Maia Sandu și pas. Asta o să fie. Cote în instituțiile de stat. Și promovarea masivă. În școli, grădiniță. Pentru asta ne pregătesc. Acum spun că nu, că asta e propaganda, nu știu să mai facă iară că e propaganda, dar noi știm despre ce vorbim. Și ei știu că noi știm. Deci, haideți să avem puțin în minte și să fim mai atenți la aceste alegeri. Și ca să termin cu acest subiect. Noi suntem pentru familie tradițională. Și toți, marea majoritate oamenilor normali în Republica Moldova, sunt pentru aceasta. Și o să spun un lucru care nu o să-i placă Maia Sandu, eu nu știu pentru ce e treaba ei, dar eu sunt sigur că și speakerul grosul care are familie și domnul prim-ministru Recean, e pentru familie normal. Așa cum sunt și eu. Marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. De ce nu încercați să ne infiltrați niște standarde care nu ne trebuiesc? Acum câteva întrebări. Sunt deja vreo 10 aici. Ce e cu pelerinajul ăsta de oficial în Moldova? Am spus deja. Mai au să vină, Care e rostul? Poză? Ce nu-i clar? Poză cu Maia Sandu. Încearcă să arăte cetățenilor Republicii Moldova că Maia Sandu e că e scăparea și numai cu dânsa o să discute. Eu am mai spus. Nu o să cadă cerul dacă pleacă Maia Sandu. O mai fost de ăștia. Care s-au crezut că îs pe viață. Nu sunt pe viață. Este viața și după Maia Sandu și e mai bună decât timpurile bune, în ghilimele, a Maia Sandu. Asta la sigur așa o să fie. Почему вот на вас набросили православные СМИ после того, как вы написали в Facebook о том, что полиция рассматривает жалобы ЛГБТ на вас? А, ну давайте на русском объясним. Они готовят очень активно, у них план действий для того, чтобы продвигать ЛГБТ в молдавском обществе. Я уже сказал на молдавском, отвечу еще раз на русском. Готовится план мероприятий для школ, для детских садов. Будет квота, сколько представителей ЛГБТ должно быть в каждом министерстве. И это не шутки. На это настаивает европейцы. И нынешняя власть с этим согласилась. Просто попросила дать немножко времени, чтобы это не повлияло на результаты выборов. Оксана М. Игорь Классов, почему нигде не видно Стояногла? Другие кандидаты постоянно на телевизоре и весь интернет в их рекламе. Про королевну Майю Санду вообще молчу. Где и как можно будет прийти на встречу в Бельцах? Спасибо. Оксана, смотрите. Избирательная кампания начинается 20 сентября. Я согласен с вами, что большинство сейчас лезет из всех утюгов. И на телевидении, и в интернете, и реклама, и так далее. Если честно, во многих случаях это противоречит законодательству. Мы не хотим нарушать закон. Наш народный кандидат, не партийный, которого мы поддерживаем, ежедневно проводит многочисленные встречи с разными лидерами общественного мнения, с активом партии социалистов, который будет работать в этой избирательной кампании. Но мы их пока не публикуем, потому что мы считаем, что по закону сейчас проводить кампанию нельзя. Но с 20 сентября будут очень много, каждый день по 3-4 больших публичных встреч. Если мы говорим о Бельцах, у нас будет встреча с активом в следующий четверг, 19-18.00. Мы сейчас ищем зал, нам заблокировали несколько залов, сейчас найдем зал, где мы проведем эту встречу.
Но кроме этой встречи будет еще другая большая встреча во время избирательной кампании. Поэтому обязательно встречи будут. Насчет того, нигде не видно, но я думаю, что в Стайноглу видно достаточно на данном этапе. Люди знают о Стайноглу. И опросы это показывают. А насчет, еще раз, насчет больших встреч во время избирательной кампании, я думаю, что каждый понедельник штаб господина Стайноглу, который я руковожу в этой избирательной кампании, будет давать публичную информацию, что в течение этой недели встречи будут в таких-то населенных пунктах в такое-то время. Поэтому, начиная с 20 сентября, каждый понедельник мы будем публиковать график встреч с кандидатом, народным кандидатом президента Стайноглу, где любой желающий, никаких ограничений не будет, как у Майсан, любой желающий, оппонент, пасовец, провокатор, имеет возможность прийти, задать свои вопросы и получить ответ. Нам нечего, некого бояться, и нам нечего скрывать, поэтому это будут публичные встречи. Евгения Корнет, Игорь Николаевич, Буназио, Сунте, Спонез, Варакумос, Фику, Трансферу, Бани, Лордин, Русия, Дресс, Санатат, Рабдари, Шмут, Сучес, СКПМ, Дихаус, Лукари, Майл, Фуктенцар. Домна Евгения, Тадивер, есть у проблема, потому что актуала губернария с а имплементата Молдова с алатурат санкционилор антирусиешт, toate că noi suntem țară neutră, nu trebuie să facem lucrul ăsta. Și asta este o greșeală și este lovitură în propriul popor. Sute de mii de cetățeni muncesc în Rusia și vreau să transmit un ban acasă pentru a-și ține copiii, părinții, bunii, și i-au blocat posibilitatea aceasta. Acum, eu știu că se examinează câteva modalități ca să totuși să fie acest lucru posibil. Acum o soluție, să vă spun în direct, nu am, dar știu că se lucrează în acest sens. Так, Нику Кучеряну. Домнул Дон, что требуется факт читатели, которые вас сын партии социалистов референдум. Нику, домнул Кучеряну, не пить ТикТок. Ну, луом бюллетину ку референдум. Я как бы звоню, я сам учил на секции депутаты, ребята, это до за сентября, до за октября. Коло сфи до бюллетине, до бордеров интер семьяс. Антром бордеров, потому что пришли вот у лапшнинцы, что ла референдум. Atunci când încearcă să vă bage și cu referendum, spuneți, eu am dreptul ca cetățean al Republicii Moldova să nu particip la referendum. Ați luat buletinul de vot cu alegeri prezidențiale, câți candidați acolo să fie? 5, 7, 8, 10, nu știu. Ați votat pentru cel care considerați că este cel mai potrivit. Al doilea nu luați. Faptul că se discută că o să fie falsificări dacă nu luați al doilea și îți voteze cineva în locul dumneavoastră, lucrul ăsta nu corespunde realității. Noi deja la toate secțiile de votare din Republica Moldova, deja avem pregătiți câte 2-3 persoane care o să urmărească acest lucru și nu o să permită să fiți impuși, să luați al doilea buletin sau că acest al doilea buletin pe urmă să fie utilizat cumva. De aceea, fără niciun fel de problemă, nu vă temeți de nimeni, al doilea buletin nu luăm la referendum. Alegeri prezidențiale participăm la referendum? Nu. Река, будете ли поддерживать уну расположение распространения ЛГБТ повестки? Двое мигрантов в Молдову вместо нас. Три цифровые деньги вместо наличных. Четыре. Это повестка Шваб. Какая-то река написала. Ну, мое мнение, наверняка, всем известно. По поводу ЛГБТ, я думаю, что я об этом уже высказался, повторяться не буду. Это чуждо нам, нам это не нужно. По поводу мигрантов в Молдову вместо нас – это одна из основных проблем. Самая большая проблема Молдовы – это депопуляция. То есть мы остаемся без молдаван в Молдове. У нас будет молдавская земля, но не будет молдаван. И эту проблему нужно решать, потому что уже больше молдаван проживает за рубежом, чем внутри страны. В момент распада Советского Союза у нас население было 4,5 миллиона молдаван, граждан Молдовы. Сейчас около 2 миллионов, ну говорят 2 с чем-то миллиона граждан. 2,5 миллиона минус. Это не означает, что они ушли из жизни. Нет, они проживают за рубежом. Кто в России, кто в Европе, кто в Соединенных Штатах, кто в других странах. И это самая большая трагедия молдавского народа. Мы категорически не должны допустить, чтобы на молдавской земле массово переселялись мигранты. Я категорически против этого. Мы должны подумать, как, во-первых, остановить выезд из страны, и, во-вторых, как-то убедить их вернуться хотя бы частично обратно. Но задача номер один – остановить исход населения.
Майя Санду с этой задачей не справилась. Она эту задачу провалила. За ее мандат из страны, вот свежие цифры, уехало 300 тысяч активных граждан. Так вот, следующий президент, следующая власть должна оцениваться нами с вами по количеству жителей, которые решили остаться в Молдове. А если еще получится, что вернулись, это вообще идеально. Поэтому вот такая у меня позиция. Куда сходить в выходные, если фестиваль леса президентской резиденции Кундрус отменили за дождя? Приходите на встречу с кандидатом. Приходите, кстати, будет этнокультурный фестиваль в центре Кишинева, насколько я понимаю, в воскресенье. Я думаю, что можно участвовать. А в целом, если у вас есть возможность, есть время, лучше поехать к родителям. Возьмите детей, поедьте к родителям, к родственникам в селе. Вот пока родители живы, пока они рядом с нами, уделите им больше внимания. Мирса Касала, принц. Майя Санду говорит, что когда вы были президентом, каждое утро вас сопровождал кортеж из 8 машин. Это правда? Это бред. Это бред. Ну что еще здесь добавить? Она уже начинает вспоминать, что было 4 года назад. Не к чему к другому прицепиться. Мариам, домный Егор, выругаем так анкаска каштигас, вырубс дискимбат флагу Молдови, дискос ден школь, руманизатия Молдови, школь, свипус облигатория, история реала о Молдове. Ну, не вас штица, чья позиция мэр рефектурла история Молдови, лимба Молдови мяски, но мяски мбату, шносу с кем ничего дата, индиференты опинили каричирку, я консидер, как Молдова, есть лимба Молдови мяска, шесть история Молдови. И честь инди драпел, но вен драпел у дестата Республики Молдова, eu nu cred că doar situația când trebuie să schimbăm drapelul de stat. Da, noi putem să, ca multe țări, este drapelul istoric suplimentar. Adică este drapelul de stat și este drapelul istoric. Eu am venit cu această inițiativă anterior, nu am avut susținere suficientă în Parlament. Noi putem să venim cu drapelul istoric, drapelul Ștefan cel Mare. Și eu cred că asta o inițiativă ar fi susținută de marea majoritate a cetățenilor. Nu să înlocuim, cam ușor să înceapă propaganda Maia Sandu să implementeze diferite scenarii. Drapelul rămâne tricolorul cum este el, așa, nu românesc, așa cum este el. Dar suplimentar drapelul istoric, pentru că noi avem cine mândri. Noi avem o istorie foarte bogată. Noi avem strămoși, avem gospodari, Ștefan cel Mare, mulți alții. Și noi lucrul ăsta trebuie să-l pomenim, lucrul ăsta trebuie să-l infiltrăm în școli, în ideologia noastră. Și lucrul ăsta este necesar, pentru că copiii noștri se mândrească. Nu să le spunem în școală despre LGBT sau, nu știu, despre Uniunea Europeană, că dacă nu intrăm în Europa, vin rachetele rusești sau ucrainieni, niște aberați. Noi trebuie să le povestim despre Ștefan cel Mare, despre victoriile lui Ștefan cel Mare, despre ce a urmat după Ștefan cel Mare. Toate etapele. De ce, încă o dată, noi avem cu cine mândri, avem cu ce merge înainte. Stimați prieteni, astea au fost întrebările. Mai sunt câteva. Stați că ce mai scris cineva în limba rusă, să răspund și la ea. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, что делать с бюллетенем референдума? Лучше публично порвать или поставить 5 печатей и испортить? Виталий, который вы написали вот этот месседж, давайте еще раз объясню на русском языке. Если вы возьмете бюллетень, и даже если вы его испортите, и поставите 5 этих или порвете, вы тем самым обеспечиваете явку Майи Санду на референдум. Ей это нужно. Ей это нужно, потому что из 33% 20%, которые проголосуют за, есть в стране и в диаспоре. Вот ей не хватает 10-15%, которые не за это, но они могут прийти проголосовать против, потому что или порвать бюллетень. Категорически этого не делать. Потому что как вы только подписались в подписном листе за референдум и взяли этот бюллетень, вы уже участник референдума, вы уже обеспечили кворум. Поэтому бюллетень нельзя, не надо брать, не надо в этом участвовать. И тогда у нас есть шансы, чтобы как-то сделать так, чтобы этот референдум не прошел. Стимас претень, ачеста постлайв, уже мать его рекомпромисс. Его мульцумес здесь у Синдере. Мы не вайфин зона Динор, там Тревидерин Дондушен, Дрокия Шисорока. Пой мы не вайфин Сату Котова один Дрокия, не видим кучей Карьвор Фекулов. Сарбатуари Формуас, Пиурма Поймани, кстати, для бельчан, вот, которые спросили. Скорее всего, в воскресенье, часиков 13-14, я буду на рынках муниципия Бельц. Ну, вы меня видели там часто, не первый раз. И поэтому, если будете там, пообщаемся с удовольствием. Туминик Сарави Монтревьерин на район Калараш и
mergem mai departe înainte. De ce, dragi prieteni, încă o dată vă mulțumim, dumneavoastră sănătate, succese și, apropo, mesajul care l-am dat și în limba rusă, care m-a întrebat ce să facem weekend, că Maia Sandu nu ne cheamă la Condrița, lăsați-o pe Maia Sandu. Mergeți la părinți, mergeți la bunii în sat. Dacă nu aveți nici părinți, nici bunii, duceți-vă la cimitir. Duceți și puneți o floare, vedeți, mai stați, mai gândiți-vă la ceea ce se întâmplă în țară. Mergeți cu copiii obligatorii, copiii trebuie să lucrul ăsta să-l vadă la părinți. Pentru că pe viitor, când o să fie părinți, fac același lucru. Sănătate, cu Doamne ajută și totul va fi bine, dreptate pentru toți. Așa va fi.